Salutări! Rapid ingredientele pentru un desert keto, și anume biscuiți de făină de migdale. Avem două porții de făină de migdale, aproximativ 500 de grame, o porție de făină de nucă de cocos, adică aproximativ 250 de grame, îndulcitor, eritriol, 100-150 de grame după gust și unt pe care l-am pus la topit, aproximativ 50 de grame, nouă ne place mai gras. Pentru aromă se pot folosi esențe cunoscute, esențe de rom sau esență de migdale sau pur și simplu coajă de lămâie. Vom adăuga puțin praf de copt ca să crească compoziția în cuptor și deasupra se pot torna cu dropsuri de ciocolată sau confeti. O să amestecăm toate ingredientele într-un bol foarte mare și anume acesta și revenim. După care le punem în aceste forme și dăm la cuptor pentru aproximativ 10 minute la 180 de grade Celsius. Mulțumesc! Biscuiți de migdale keto. Am amestecat toate ingredientele, așa arată aluatul. Bineînțeles, la compoziția pe care v-am prezentat-o mai devreme, trebuie adăugată apă, cam 150 de ml. Nu este un aluat atât de legat ca și aluatul de pâine, este mai sfărmicios, nu trebuie să fie nici prea umed. Și dacă vă place totuși mai legat, puteți să adăugați două ouă sau mai multe sau mai puține. Cam asta este aluatul. Ce o să facem noi în continuare, o să-l împărțim în două, pentru că Mariei îi plac biscuiții mai dulci, mie îmi plac mai puțin dulci, iar eu o să prefer esență de rom, ea esență de vanilie și după ce împărțim în două și adăugăm aromele, o să-i dăm în forme și apoi direct la cuptor în ultima parte. Cam asta este despre biscuiți. Mulțumim, revenim! O porție de aluat așteaptă, cealaltă porție este deja în forme, decorată. Urmează să-i punem imediat la cuptor. Dacă formele sunt groase, se pot coace ceva mai mult de 10 minute, 11-15, nu mai mult. Dacă formele sunt subțiri, 10 minute e ok. Sau nu împleți formele până sus. Dintr-o astfel de porție de aluat ies cam 20 de biscuiți. Dar sunt extrem de energici, extrem de sățioși. Și să nu uităm, sunt keto. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au un indice glicemic foarte scăzut, adică nu cresc insulina și sunt foarte bine tolerați de organism din acest punct de vedere, deci puteți să mâncați fără să aveți teamă de diabet. Ok, e momentul să deschidem cuptorul și să-i punem la cuptor pentru 10-12 minute. Cuptorul este încălzit la 180 de grade. Mulțumesc, revin! Prima tură de biscuiți este gata. Am și scos o formă, îi vedeți pe farfurie. Formele trebuie lăsate puțin să se răcească și apoi trebuie scoase pentru că nu permit biscuiților să se usuce. Nu știu dacă mi-e se comună. Biscuiții ies destul de ușor din aceste forme și trebuie plasați pe o farfurie. În partea de sus, pentru că formele de silicon sunt evident impermeabile la umiditate, ei sunt mai copți, dar lăsați pe farfurie, o să se usuce uniform și credeți-mă, sunt foarte buni. Am gustat o bucățică, Mariei o să-i placă mai dulci, dar așa arată pe partea cealaltă, frumos ornați, biscuiți minunați. Tura următoare pentru Maria o să-i facem cu aceste forme interesante. Azi facem și a doua jumătate din porția de aluat, care ne-a rămas de aseară, când am făcut o primă porție de biscuiți în formă de silicon. Sunt destul de solizi, destul de groși. I-am lăsat să se usuce puțin, să elimine excesul de umiditate și apoi am plasat sub această folie ca să nu devină foarte tari. Sunt buni, am gustat din ei destul de mult. Pentru că am stat la televizor până târziu, asta este viața, azi vom face folosind forme de acest gen. Durează puțin mai mult aranjatul și scosul din forme și ornatul, dar ies mai mulți biscuiți de grosime mai mică pe care îi facem pe hârtie de copt, astfel o să reducem timpul de coacere. Cuptorul încălzim la 180 de grade și cred că în 10 minute vor fi gata,
aceasta vom filma ultima parte și vă dorim poftă bună. Revin, mulțumesc! Suntem aproape gata cu biscuiții keto. A doua tură este la copt. I-am lăsat ceva mai mult decât am spus mai devreme. I-am lăsat aproape 20 de minute. Probabil că sunt prea mulți sau nu au răbdare să se încălzească cuptorul la 180 de grade. Dar acum sunt făcuți. Haide să-i scoatem să vedem ce am obținut. Sper să reușesc o mână. Da, se aburește și telefonul. Așa. Minunat. Arată frumos. Sunt rumeni. Cam asta este cel ce trebuie să obținem. Ei s-ar putea să fie încă puțin moi. Bineînțeles că cei mici se fac mai repede, cei mari se fac ceva mai încet. Îi lăsăm puțin la uscat, e mult mai potrivit coptul pe foaie. Mulțumesc! Gata, am ajuns la final de rețetă. Biscuiții s-au răcit bine, de fapt am lăsat destul de mult. S-au și întărit. Cam asta este culoarea lor. Sunt destul de consistenți. La cum se pot ține în afara frigiderului, preferabil într-o pungă să nu se întărească mai tare. Tot ce avem de făcut este să-i scoatem pe farfurie și să ne bucurăm de ei. Arată foarte bine, sunt gustoși, e o rețetă simplă, e keto și sunt convins că vă veți bucura în țeană de ea. Se pare că trebuie să o fac și eu mai des, pentru că am uitat de unele reguli de bune practici, dar până la urmă lucrurile sunt bine. Vă recomand să le coaceți pe hârtie de copt decât în formă, pentru că se coc mult mai uniform. Vă îmbrățișăm pe toți, pe data viitoare!